misiune bună, dar mă întreb în continuare și insist. Atrageți, da? Atenția, este un semnal pe care îl ridicați și e puterea exemplului să alergați. Până la urmă, maratoanele sunt obișnuite și în București pentru foarte multe cauze. Dar nu ar fi fost poate mai simplu să bateți la ușile reprezentanților care se ocupă de zonele respective? Bună ziua, bună ziua, de ce nu avem separatoare? Da, eu nu sunt genul să fiu foarte vocal și să iau inițiativa așa, să bat la ușile oamenilor. Batem un apropo acum, na, fiecare trebuie să știe dacă se simte sau nu și dacă vrea să schimbe ceva. Evident că poate sunt planuri, poate sunt studii, poate sunt analize pe care noi nu le cunoaștem. Dar sunt sigur că în zonele critice au murit foarte mulți oameni în zona Vrancea. Foarte multe accidente. Nici nu mai știu, să zic așa, datele reale. Dar cred că ar fi putut fi salvate foarte multe vieți prin aceste separatoare de sens. Atât vreau să zic, atât simt eu că trebuie să spun. Deci misiunea este din dragoste pentru viață. Da, și pentru siguranța mea, a familiei mele, a celorlalți oameni pe care îi cunosc și care aș vrea să-i revăd în viitor, nu să se întâmple ceva cu ei. Și cred că atâta și o să fac, să mă duc să alerg pe tronsonul ăsta, să trag un semnal de alarmă. Și mi se pare că trebuie să fac și eu un efort. Și asta e efortul meu, pe care simt că vreau să-l fac și îl fac din toată inima. Alături de mine nu vor fi, pentru că nu este un eveniment organizat, este un eveniment asumat de mine și ceilalți care vor să contribuie o pot face de oriunde se află, online, alergând pentru această cauză, dar nu vor veni pe 85 pentru că nu vrem să punem nimănui viața în pericol, ci pur și simplu mi-asum această cursă, voi avea câteva mașini de suport, dar nu va fi un eveniment foarte titrat să alergăm pentru asta și să ne protejeze și poliția.